Doamnelor, domnilor, m-am gândit așa să fac să organizez acest memorial Corneliu Vadim Tudor, publicistul, omul de cultură, patriotul. Omul politic, sigur, este cunoscut, comentat, contestat în fel și chip. Dar pentru noi, cei de aici, în primul rând, el a fost o lumină din punct de vedere al spiritului său. Și despre asta aș vrea să vorbim. Mă gândesc chiar că acest început timid trebuia să fie un pic mai multă lume, au anunțat că vin diversi, sigur, timpurile sunt așa cum sunt. Oamenii sunt angrenați în diverse proiecte politice care sunt, sigur, conduse de oameni mici, pentru care tribunul a rămas în continuare o amenințare, ceva ce trebuie ocolit, din care cauză nu le-au permis nici un foști colaborator de-ai săi sau oameni care chiar îl apreciază să participe la această întâlnire. Îmi cer scuze, deci dacă nu, poate nu sunt toți cei la care vă așteptați, este, noi asume această vină întru tot. Îi mulțumesc în primul rând domnișoarei Lidia Vadim, nu doar pentru prezența sa aici, ci și pentru faptul că dacă dânsa nu ar fi avut tăria și puterea de care a dat dovadă, această adunare poate n-ar mai fi avut loc. Și spun acest lucru pentru că dacă România Mare nu ar mai fi existat, probabil că, nu știu, Vadim ar fi împărtășit soarta lui Bach, de care vorbeam în penultimul meu articol, și anume muzica lui Bach s-a cântat abia la 100 de ani după moartea lui Bach. Poate că dacă acest ziar, proiectul său de suflet, nu ar fi continuat, probabil că asta s-ar fi întâmplat și cu Vadim. Dar această tânără domnișoară, care nu avea o experiență suficientă pentru a conduce un săptămânal de această forță, cel puțin așa opinau mulți, chiar mulți dintre cei prezenți, e bine, a dat dovadă de o tărie, de un stoicism și a rezistat nu numai greutăților inerente conducerii unui asemenea jurnal, dar și altor greutăți, nu e caz să vorbim aici de tracasarea la care e supusă familia, de atacurile unora care s-au declarat onest inamici, dar și altora care s-au declarat prieteni, după care, conform dictonului Ferește-mă, Doamne, de prieteni, au umblat cu cuțitul pe la spatele familiei. Deci, în primul rând, dânsei vreau să-i mulțumesc pentru că a avut puterea să continue ceea ce a început Vadim. În al doilea rând, faptul că suntem aici, îi se datorează maestrului Voicu Enăchescu, cel care, atunci când a auzit, cel care conduce această instituție și în momentul în care a auzit că e vorba de Vadim, deși, mă rog, sigur că de obicei sunt niște cheltuieli, dânsul a zis să nu pentru comemorarea acestui mare artist și acestui prieten, acestui mare prieten, tot este gratuit aici și am putut să ne desfășurăm activitatea. De asemenea, mulțumesc tuturor celor prezenți. Eu v-aș propune ca, după ce le dau cuvântul celor doi menționați, domnișoare Lidia Vadim și domnului Enăchescu, să trecem și să spunem fiecare câteva cuvinte despre Vadim. Cum l-am cunoscut? Cum am lucrat cu el? Nu numai bune, și bune și mai puțin bune, pentru că, domnule, nu trebuie să ne jenăm dacă suntem onești. Vadim a fost un polemist. Îi plăcea și să fie înțepat, ba chiar aștepta să fie înțepat pentru că răspundea el la o înțepătură cu o lance. Dar era în felul lui de a fi. El a iubit oamenii care l-au înțepat, care l-au atacat onest. Și sunt multe de spus. George Stanca s-a exprimat în felul ăsta. Sorin Roșca Stănescu s-a exprimat în felul ăsta. Sorin Roșca chiar a insistat că mi-a spus, măi, voi veni sigur, dar uite, are și el niște obligații, știți bine că a trecut prin niște momente un pic mai grele și are niște obligații față de persoane care l-au ajutat, l-au chemat acum la Antena 3, acolo, dar mi-a promis că în emisiune la Sanda Stoicescu va și spune câteva cuvinte despre întâlnirea noastră de aici. Deci o să dau cuvântul, nu înainte de a vă spune că dacă sunteți de acord, poate, nu știu, nu trebuie să ne exprimăm acum.
Dar într-un răstim de, dacă sunteți de acord, poate vom organiza un fel de club, hai să nu-i spun cenaclu, un club de publicistică, de dezbateri politice, care să poarte numele lui Corneliu Vadim Tudor, în care să ne exprimăm deschis și altfel decât o face presa oficială, sau mai bine zis mainstream-urile, principalele curente, să se exprime puncte de vedere, care să fie preluat prin mediul online, prin televiziuni mai mici, mă rog, pe unde există accesul. De asemenea, voi încerca să moderez un pic această întâlnire, ajutat de bunul meu amic Mihai Antonescu, un spirit apropiat de Vadim și îndrăgit de Vadim, tocmai pentru că nu știi niciodată la ce te aștepți de la Mihai Antonescu, în afara unui singur lucru, și anume inteligența. Faptul că această întâlnire, sau orice întâlnire, mai bine zis, în care să fie vorba de Vadim, repet, altul decât omul politic, e bine să se jongleze cu bune și cu rele, cu cald și cu rece, cu alb și cu negru. Nu să mergem într-un stil laudativ. Nu face bine. Închei spunând încă o dată ceea ce spun de acum un an, din păcate, și anume că opera lui Vadim este extraordinară din multe puncte de vedere, dar este și extraordinar de polimorfă, de încâlcită. Ori ar merita o exegeză, ar merita o tratare așa chiar făcută de specialiști, de literați, de oameni care se pricep la a comenta, de a adnota mai ales multe dintre operele sale. Opera sa politică, mai bine zis discursul său politic, este unic, absolut unic în România post-revoluționară. Poate, uite că aici este domnul general Chelaru, un alt mare orator, dar care n-a avut parte de podiumul politicii. La nivelul podiumului politicii, cu siguranță Vadim Tudor este pe primul loc. Nu a existat un orator de talia lui, știu ceea ce spun, și de asemenea, la nivelul editorialelor politice, sigur este inegalabil. Ei bine, toate acestea ar trebui puse într-o anumită ordine, adnotate, comentate, făcute, mă rog, transformate așa cum se publică în volum, cu note de subsol, cu tot felul de chestiuni. Și asta cred că ar trebui într-o serie de opere alese. Chiar vorbeam cu Eugen Simion, la care săracul a pățit atâtea după ce a editat în acea ediție Pleiade opera lui Barbu, încât mi-a zis: domnule dragă, mai răbdare cu Vadim, mai răbdare, că s-o am bun cu Vadim, pentru că, mă rog, bietul Eugen Simion are 83 de ani, îl înțeleg, probabil că nu se gândește să editeze domnia sa, dar mă întreb cine. În fine. Bun, hai să trec mai departe, că și așa am vorbit cam mult. Îi mulțumesc și lui Marius, care iată a apărut aici lângă mine. Dragul, dacă îmi permiți. Nu, lasă-mă, te rog, că acum aș vrea să... Două secunde, da. Am întârziat puțin. O parte din spiritul domnului Vadim este și la mine acasă, fiindcă am 2 câini la Bonintin de la domnia sa. Vin de acolo, am 31 de câini comunitari. Înainte de toate, aș vrea să, dacă îmi permiteți dumneavoastră și considerați, să ținem un moment de reculegere în amintirea marelui patriot, marelui iubitor de animale, marelui politician, marelui istoric, filozof, scriitor, Corneliu Vadim Tudor. Mulțumesc, Dumnezeu să vă binească pe pace. Da, din păcate, părintele care Mizaru nu a putut ajunge și dânsul a trebuit să plece astăzi. Plecat în provincie, să ceru scuze, asta este. Bine, domnișoara Lidia, deci vă rog, noastră aveți onoare. Ați început spunând când l-ați cunoscut. Eu l-am cunoscut în anul 1990, când m-am născut. Și spun asta pentru că mulți, chiar și astăzi, la un an după ce el a murit, se trezesc să spună că l-au cunoscut chiar mai bine decât noi, decât mine, decât mama, decât sora mea, decât familia noastră. Și sunt sigură că toți cei prezenți aici l-au cunoscut pe tata într-un registru sau în mai multe registre din viața lui.
fie că i-ați fost alături ca și colaboratori, angajați, amici, prieteni. Tata nu prea obișnuia să spună care prieteni, mereu spunea care amici. Și de fapt amicii erau cei pe care el îi considera prieteni. Dar nu știu de ce nu-i plăcea să spună care prieteni. Cred că vedea în asta ceva foarte intim și foarte apropiat. Și atunci spunea care amici. Ce să vă spun? Îmi pare rău că am ajuns să ne întâlnim astăzi aici, într-un asemenea context. Era bine să o fi putut face când el era în viață, când el și-ar fi putut expune opera singur, dar probabil că există un moment pentru toate și cred că nu e întâmplător că ne aflăm astăzi aici. Cred că ăsta e momentul potrivit ca să începem să facem, să organizăm asemenea întâlniri și nu înainte, pentru că tot anul acesta cu toții am fost dominați de sentimente contradictorii, de revolt, de tristețe, de regret și cred că n-ar fi ieșit o întâlnire pe măsura lui și pe măsura ceea ce el merita. Deci cred că astăzi este un moment potrivit la atâta timp după moartea lui și sper ca asta să fie prima dintre multele întâlniri pe care o să le avem de acum înainte, pentru că opera lui tata și cariera lui și de scriitor și de om politic ne permite să organizăm nenumărate întâlniri în care să ne-l amintim așa cum a fost el în toate punctele de, din toate punctele de vedere și în toate aspectele vieții lui, și de om politic și de scriitor și de pamfletar și de sociolog și de tată și de soț și de iubitor de animale și de iubitor de oameni. Cred că putem organiza de acum înainte întâlniri care sper să fie din ce în ce mai numeroase și cu din ce în ce mai mulți participanți, pentru că știu că sunt mulți care și-ar fi dorit să fie astăzi aici și n-au putut, așa cum a fost părintele Cărămizaru, care, și domnul Sorin Roș Castănescu, care l-au cunoscut pe tata foarte bine și știu că le-ar fi făcut plăcere să fie aici. Și vreau să mulțumesc domnului Dragoș Dumitriu și domnului director pentru că ne-a primit aici și dumneavoastră că ați acceptat și ați putut să veniți. Mulțumesc! Bine, o să mai revenim oricum. Domnul director. Acum trebuie să vorbesc. Așa ar fi indicat. Ce să vorbesc? E foarte greu să îndrăznești măcar să vorbesc despre Vadim. O să-mi permite să spun Vadim Tudor, ci Vadim. Așa cum îmi spunea și când era student la filozofie și când eu eram dirijorul corului universității, student fiind și eu în anul 3 la conservator. Probabil că s-a întâmplat, adică a fost un flux așa care ne-a legat, care ne-a apropiat într-un fel în anii aceia. Componenta politică, din punctul meu de vedere, exclude, pentru că n-am făcut politică niciodată, nici n-am putut face politică în anii dinainte, 29, că eram, mă rog, sunt băiat de preot și n-am avut acces la carnetele roșii pe care probabil că mulți dintre dumneavoastră le-a spus. Spun că m-am apropiat de el pentru că am avut prilejul să ne întâlnim cu diverse prilejuri private, mai degrabă, și am constatat la el două lucruri care mi-au plăcut de mod deosebit. De când mă știu, n-am suportat oamenii care n-aveau simțul ridicolului și simțul umorului. Vadim, slavă Domnului, ne-a avut amândouă din plin. Dacă aș intra la monede și dacă mi-aș aduce aminte de conversațiile pe care le-am avut cu Vadim în diverse situații, fie la o masă de restaurant, fie chiar la clubul universității în vremea aia, fie chiar aici, că a trecut și pe aici de câteva ori după 90, ar fi multe de povestit. Omul, intelectual, artistul, în ultima instanță, Vadim Tudor, este, din punctul meu de vedere, în momentul de față, inegalabil.
că a avut mult mai multe calități decât un om care s-a ocupat fie de poezie, fie de teatru, fie de muzică și așa mai departe. Vadim le cuprindea pe toate cu o putere extraordinară. Despre talentul lui oratoric nici nu merită să mai vorbesc eu, pentru că presupun că știți cu toții cum era. Au fost câteva momente, bine, ne mai lega ceva, trebuie să știți și lucrul ăsta, eram steliști de amândoi. Și atunci când mergeam la meciurile de fotbal, aveam onoarea să stau lângă președintele clubului din vremea aia, Cornel Oțele. Vadim, care era prieten, Vadim venea la masa presii, evident. Și într-una din, la unul din meciurile echipei Steaua, a trebuit să-i atrag atenția că într-un număr al României Mari, la pagina aia al Cibiade, da, a scris două vorbe. A cântat și corul dirijat de Mădălin Voicu Irachescu. Sigur că a trebuit să îi cer socoteală. Zic, și permisul. Bătrâne, îți fac reclamă. O mie de astea. Am trăit împreună cu el și la niște întâlniri private, evident, cu familia Ion Voicu, la un restaurant preferat al lui și al familiei Ion Voicu, de altfel. Nu mai știu. Mă rugeam. La Select. Era niște serie absolut extraordinare. Pot să mă laud că am primit toate cărțile pe care le-a scris Vadim, cu dedicație specială, dar să știți că nu erau pentru mine, în primul rând, pentru că scria pentru Eleonora și voi cu Enachescu. Asta era plăcerea lui, să pună femeile înainte. A fost un defect, poate singurul defect al lui. Eu vă mulțumesc cu multă plăcere aici și pare rău că nu văd în sălița asta și persoane pe care le știam apropiate de el, chiar în Partidul România Mare. Da? Mai timp, poate mai apar. Și erau persoane și unele chiar personalități cunoscute. Da. Sigur că fiecare își alege drumul. S-au întâmplat diverse, în orice caz. Am fost dezamăgit de multă lume din apropiere, dar dezamăgirea mea e mică față de a familiei. Într-un cuvânt, și asta m-a surprins, eu fiind băiat de preot și cu educație religioasă, știind că el nu e ortodox, m-a surprins modul în care s-a manifestat credința în Dumnezeu de-a lungul existenței lui. A fost de chiar emoționant, domnule. Sigur că poate la întâlnirile viitoare și vă promit că o să vin la toate întâlnirile de dumneavoastră, o să-mi aduc aminte mai multe lucruri și să mai caut și pe niște cărțulii pe la mine pe acasă, să vă demonstrez, dacă mai e cazul, sigur, cine a fost de părinților. Eu vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Domnul Antonescu, unde-i domnule patronul dumitale? Dar cine e patronul? Că nu știu cine e. Pitică, Dragomir. Pitică? E plecată în străinătate. Am început iarăși să exportăm vite în vime. Asta reproduce un dialog între domnia sa și domnul Corneliu Vadim. Dar cum știe el să dea din mâini în limbi străine? Dar nu știu, nu știu ce caut aici. Ce caut la masa asta a prezidiului, că... Și n-am fost mai apropiat. De fapt, nimeni n-a fost apropiat de mine, în opinia mea. Adică am reținut ideea cu prietenii. Adică a fost un colecționar. Un colecționar de senzații și de animale exotice. Și noi suntem animalele exotice care am inspirat într-un fel câte o părticică din lumea lui. Că... Mă gândeam venit în coace despre ce să vorbesc. Vadim omul de cultură, Vadim patriotul. Chestia asta cu omul de cultură, omul de cultură este un contabil, e unul care consemnează ce au făcut alții. Vadim n-a fost un om de cultură.
n-a fost un om care a memorat, a reținut niște lucruri și un cronicar cu omul politic. Vadim a fost politic, a fost un animal politic. El era un extrovertit, un om energic, un om care intra într-o simbioză armonică cu lumea. El trebuia să fie peste tot. Politica ar trăi în polis, să trăi în oraș. El trăia în oraș, trăia în lume, era un băiat de asfalt. Trebuia să vorbească, să amuze pe seama noastră. Asta a fost detașarea care a fermecat și cinismul, pentru că cinismul este un semn de pudoare. Adică Vadim n-a fost niciodată patetic. Vorbim despre marele patriot. Eu nu pot să-i apreciez pe cineva că a fost un mare patriot. Patriotismul care nu-i dublat de alte calități e o atitudine. Ce înseamnă patriotism? Își iubește patria. E ca și când eu aș iubi o femeie că mă iubește. Mă iubesc, e frumoasă, că e deșteaptă, că gătește bine, că face ceva. Adică e patriot. Sunt mulți patrioți. Sunt patrioți, e o calitate, dar nu e o calitate care să te facă memorabil. Vadim a fost un artist. Adică condiția minimă a actului artistic e să genereze emoție. Și Vadim genera emoție prin prezența lui. Eu nu știu cum o să putem să păstrăm memoria lui vie. Deci nu-mi dau seama, el a scris mult, a scris chestii ciudate, amestecate. Adică toată energia asta s-a revărsat haotic, dar ea a pătruns în toate cotloanele. Nu știu cum o să putem să... Vor rămâne niște cărți. Mă rog, încă 10, 20, 30 de ani până când o să moară ultimul om care știe să citească. Și după aia o să fie o uniformitate de asta a uitării. Și dacă ai scris o carte, și dacă ai scris o mie, și dacă... Nu știu, fiica mea a trecut în clasa 6, în vacanța între clasa 4 și clasa 5, a avut lectură de vacanță obligatorie, schița vizită. Zic, cum mă, schița vizită? Ideea e să ai lectură de vacanță 20 de volume, nu o schiță care are 7 pagini. Zic, asta este o foarte mare problemă. Nu știu ce se va întâmpla cu opera lui Vadim. Opera lui Vadim nu e cunoscută. Un scriitor este valoabil la vârf. Deci dacă a scris o chestie genială și un milion de chestii proaste, e genial. Vadim n-a scris nimic prost, dar a scris niște chestii care sunt așa de abil ascunse și strecurate în diverse cotloane, că s-au uitat practic. Adică sunt tone de lucruri scrise care ar trebui adunate. Adică ar trebui să aibă o șlachtă de, o ceată de apostol care să consemneze toate frazele, să consemneze. Vadim era un spectacol, Vadim era... Vadim crea emoție prin viu graip, în prezență. L-am cunoscut în 1991. În 1991, după ce l-am înjurat. L-am înjurat în presă, bine, eu îl înjuram ca să-mi fac publicitate, că eu îl înjuram pe el, niște alimente cine sunt eu, el mă înjura pe mine, afla lumea de mine, ceea ce era o idee. Și am ajuns la el până în Daniu Amirescu. Când am ajuns la un moment dat, am zis, hai să mergem să-l înjurăm în față. Să procedăm ca bărbați, adică ne înjurăm în... Am primit o lecție la un moment dat de la un alt personaj pitoresc, nu genial, de la Ion Bretian. Cartof. Da. Care la un moment dat, pe care și pe ăsta îl înjuram în ziare, nu știu ce, la un moment dat am întâlnit cu el față în față și mi-a zis, dom'le, nu te ascunde de mine, pentru că suntem oameni de lume. Acum suntem în față, în ziare ne înjurăm, aici ne salutăm, ne vorbim, ne... facem conversație. Dacă vrei să lămurim violent întâlnirea noastră, într-un luminiș la răsăritul soarelui. Da, acum suntem într-un loc civilizat. Și urmând pilda asta, am ajuns și eu să îl cunosc pe Vadim, care mi-a creat o impresie asta ciudată. Adică era un haos, era o... Toată lumea gravita în jurul lui. Era o grămadă de lume acolo, că mă uitam aici, este jenant de puțină lume în momentul de față. Adică la... Revista România Mare, la Partidul România Mare, era aglomerație de oameni cu basca în mână, care toată lumea vrea ceva. Să se bage în seamă, să primească ceva, să dea o carte, să vândă o carte, să îi dea un câine, să facă ceva. Deci era o grămadă de lume acolo, cu 100.000 de scopuri și de țeluri și de intenții, mai mult sau mai puțin poderoase. Sau... Unde s-a dus lumea asta? România Mare a fost singura publicație care a tras 1.000.000 după Revoluție. A fost greva aia lui Vadim în 92, când n-a vrut să scoată ziarul o lună, două, nu mai știu, când după care a tras 1.000.000. Deci 1.000.000 de oameni au cumpărat revista.
milion de oameni au cumpărat revista, înseamnă că au existat 2-3 milioane de cititori, între care jumătate îl urau visceral și jumătate îl iubeau până la Dumnezeu. E, ce se întâmplă cu fenomenul ăsta? Cum facem să nu se piardă fenomenul ăsta? Fenomenul nu are cum să se păstreze în felul respectiv, în modul în care el se exprima. N-ai cum, se exprima unic. Nu, că devine... Probabil că va apărea o deformare a fenomenului, așa cum s-a întâmplat cu mulți creatori, și s-ar putea să se amplifice chiar, sau s-ar putea să dispară. Adică devine un fapt divers, și asta aș vrea să împiedicăm, ca Vadim să devină un fapt divers. Adică să văd o mormântare televizată ca o nuntă la snagov. Să văd faptul divers că familia a fost hărțuită de nu știu cine, că nu știu cine, nu știu ce a zis, că nu știu ce s-a întâmplat. Că a fost, s-a operat fica lui. O chestie extraordinară. Fica lui s-a operat. A îndrăznit să fie bolnavă. Adică să bagatelizează și să transformă în fapt divers toată povestea. Asta e un paradox. Și asta era o poveste frumoasă. Ca un paradox, cel care a deschis presa modernă, sau mă rog, unul de cei care au deschis presa modernă, și anume Cristi Brancu, a fost singurul care ieri a făcut o emisiune, sau o parte din emisiune, decentă despre Vadim. Singurul din toată presa. Incredibil. Deci, în afară, agenția Sputnik, care, mă rog, unde am publicat eu un editorial despre Vadim, în rest, niciun cuvințel. Iar pe televiziune, după ce anul trecut, nu mai zice ce bine, și până acum, ce tevatură groaznică, mă rog. Dar eu, lumea faptului divers. De la Cristoiu încoace, practic, exprimarea publică tinde spre faptul divers. Totul e fapt divers. De la evenimentul zilei, de atunci. Și acum, sigur că e dincolo deja de fapt. Nici măcar nu mai e faptul divers. Este faptul, cum să spun, nici măcar promiscu. Este, o adevăr, nu, asta e problema. Hai să mergem mai departe, Marius. Da. Ce să vă spun? Ieri am fost... Ieri a fost ziua Crucii, 14 septembrie. Am fost la Piața de Flori, l-am luat și pe fiul meu. De la Piața de Flori am mers la Belu, la doamna avocat Paula Iacob, și am dus un buchet de flori, am aprins o lumânare și după aia am mers la domnul Vadim Tudor, la cimitirul de la Ghencea, și am procedat la fel. Mi-aduc aminte și acum... Și mi-aduceam aminte și ieri cum coborau amândoi de mână domnul Vadim cu doamna Paula Iacob, doamna avocată din tribunal. Domnul Vadim, știți cu toții, a fost foarte hărțuit, cu multe procese, cele mai multe pe nedrept. A fost o campanie împotriva domnia sa, a fost o campanie de eliminare. Dumneavoastră știți la fel de bine ca mine, poate mai bine decât mine, de a-l scoate din politică pe domnul Vadim, deranja foarte mult, a fost finalist în anul 2000 la prezidențiale, i s-au tăiat sursele de finanțare, a fost scos din Parlament, nu mai avea voie nici să meargă la anumite posturi de televiziune, a fost foarte greu, plus hărțuia la asta cu procesele și, după cum știm cu toții, a cedat, Dumnezeu să-l ordinească. În pace. Legătura mea cu domnul Vadim Tudor a constituit tot timpul iubirea față de animale. Dânsul era un mare iubitor de animale, ca și mine, ca și Paula Iacob. Am căutat, după ce dânsul a plecat dintre noi, împreună cu Lidioara, să rezolvăm problema acestor îngeri păzitori, cum spunea domnul Vadim. Mai erau 75 de câini în adăpostul domnului Vadim, din Pantelimon, și încă vreo 40 în afara țarcurilor. Nu a fost greu, nu a fost ușor ca să le găsim adoptatori, vă spun, foarte, foarte greu. Mă așteptam ca din partea, știu eu, celor care au fost în PRM să vină unul singur să ia un câine, niciunul n-a venit. În afară de cei de la sediu, domnul Căpâlnaș și domnul Adrian Popescu, știu, s-au rezolvat acei. Dar din Pantelimon, niciun câine măcar. Da, în sfârșit, și stau să mă gândesc cu tristețe că totuși, datorită domnului Vadim, sunt peste 400 de parlamentari care iau pensii de parlamentare. Iau sau vor lua, sigur că da. Și nu văd pe niciunul aproape în sală aici. Nu știu, poate mă înșel eu. În afară de mine? În afară de tine, sigur că da. Dar nu văd pe niciunul. Asta e... Nu, dar cred că sunt singur. Asta e singur. Nu, pardon, și Valentin.
cu jurul din Valdiv Vasilescu. Da. Sigur, este mult de foarte apreciat ce sunteți din vreo 400. Din vreo 400. Asta e tristețea, vedeți? Am în față... Ca să nu mai vorbim de sutele de oameni care ocupa funcții prin agenții, prin primării. Care sunt acum în alte partide, primari, parlamentari și așa mai departe. Au uitat cu toții. Și tu ai plecat din partid. Da. Nu, pe mine m-a dat afară. Era parlamentară la PRM, de netrindată la PRM. Și vă spuneam, a fost foarte greu, dar în final vă dau și o veste bună, poate unii dintre dumneavoastră știți, adăpostul din sectorul 1 Canin, prin grija primarului de la sectorul 1, prin demersurile pe care le-am făcut eu, poartă numele de Corneliu Vadim Tudor. Poartă numele sau e că deocamdată, nu știu dacă... Deocamdată, sigur că da. Deci deocamdată domnul primar a declarat că o să-l inaugurăm, că îi va purta numele adăpostul și o să vă invităm și pe dumneavoastră la inaugurarea acestui adăpost. Sigur, poate unii spun, domnule, nu e o chestie foarte importantă. Pentru dânsul era foarte important lucrul ăsta și pentru mine. Mai ales că acolo se află și toți căței rămași în Pantelimon, se află acum la acel adăpost. Auziți? Nu e chiar așa. Haideți să nu minimalizăm. Domnul Vadim iubea foarte mult... Domne, ăsta e punctul dumneavoastră de vedere. Haideți să... Eu vă spun, atât am putut să fac eu, poate dumneavoastră puteți să faceți mai mult. Chiar mă gândeam, mă uit aici la revista România Mare și văd locul de vecea domnului Vadim și mă gândesc că am putea, cei care consideră că e un lucru extraordinar de minor, un lucru minor, acest lucru, acest adăpost de câini, unde am dus, de fapt, încă 12 câini pe care avea domnul Vadim în Pantelimon, da? Poate să gândesc să punem un bust al domnului Vadim, să contribuim financiar și poate cred că asta e un lucru serios, da? Să ridicăm un bust domnului Vadim și asta eu, în amintirea domnului Vadim, idee, da? Idee, însă, părerea mea este că până la alegerile, până după alegerile generale, nu vom avea succes. Pentru că se tem, pentru că sunt niște slugi, de fapt, majoritatea liderilor politici, ori a face ceva pentru un personaj, cum a fost o personalitate, cum a fost Corneliu Vadim Tudor, ei se tem momentul ăsta. Și atunci, cred că va trebui să așteptăm frumos să termine alegerile astea și abia după aceea niște demersuri bine chipzuite și bine unse, s-ar putea să aibă succes. Da, m-aș fi așteptat ca, știu, Ministerul Culturii, Primăria Capitalei să, știu, măcar o piațetă să poartă numele domnului Corneliu Vadim Tudor, o stradă, să ridice o statuie. N-au făcut lucrul ăsta, dar asta nu înseamnă că nu ne putem noi mobiliza cu toții să facem aceste demersuri. Da. Înainte de a da cuvântul mai departe, vreau să spun, apropo de cei din PRM, că de un mare ajutor a fost un om care s-a dus inițial să cumpere unul dintre obiectele lui Corneliu Vadim Tudor, un ceas, care îi plăcea foarte mult. Și când a ajuns acolo, a fost atât de fascinat de personalitatea lui Corneliu Vadim Tudor, încât, până la urmă, a ajuns, în loc să cumpăr ceasul, mai bine contribui la partid și rămân alături de dumneavoastră, fără nicio pretenție, fără nimic. E, omul acela se poartă de atunci așa, contribuie și susține și financiar în Partidul România Mare, ne-a susținut financiar și acum, cu ce vedeți că am cumpărat cu asta, sunt din partea domnului Claudiu Barbălată, căruia îi mulțumesc și care, în modestia lui, preferă, a zis, mai bine nu vorbesc nimic, uite, las că am vorbit eu pentru tine și am dat și în vileag. Da, încă o dată îți mulțumesc, Claudiu. Acum, bun, vreau să-i dau cuvântul unui vechi colaborator de-a domnului Corneliu Vadim Tudor, dar pentru că am impresia că se iscă un pic de polemică vis-a-vis de această minimalizare a lui Vadim, o să rog pe domnul general Chelaru să ne spună și dânsul câteva cuvinte despre Vadim. Vă rog. Nu pe fondul polemicii. Nu pe fondul polemicii, dar am impresia că, mă rog, plutește deja. E, sunt eu un pic așa, știți, sensitiv. Vă rog, dați-mi cuvântul înaintea, domnul. Nu mai am să spun nimic. Vă rog. Vă rog, spuneți-mă asta. Mă impresionează organizarea noastră și vă felicit, chiar dacă sunt puțini aici, să nu vă fie frică, că sunt puțini și buni. Da. De regulă, la asemenea momente vine foarte puțină lume. La altele, la alegeri, de exemplu, se grămândesc foarte mult, sau la congrese să ceară funcții și așa mai departe, cum am văzut cu toții, dar nu vă speriez. Au adus câteva interlocutori aici și vorbitori aminte de ce au trăit, de femei și așa mai departe. Eu am venit cu un gând foarte frumos
Și când sunt asemenea momente, indiferent ce defecte ar fi putut avea sau ce a avut Vadim, noi suntem aici să-l vorbim numai de bine. Știți că e o vorbă? Să nu vorbim femeile de femeie numai de bine. Așa și de Vadim. Eu am spus câteva cuvinte, bă, nu să nu mă mai opriți, că ați vorbit până acum. S-a fost frică de domnul Chivaru și acum să mă întâlnesc, că fiert, eu vorbesc dar repede de când gândesc și gândesc, dar repede de când vorbesc și pierd și eu. Încă o dată, Vadim n-a fost un om ca oricare altul. Despre oameni obișnuiți, după moarte se vorbește numai de bine. Despre oameni care nu au trecut în moarte, ci într-un fel de eternitate, într-un metafizic, da? Ei tot timpul vor rămâne controversați. Tot timpul vor avea părți bune și părți rele. El, repet, a fost un polemist, un om care i-a plăcut cearta, i-a plăcut asta, i-a plăcut chiar să spui, da, domnule, sunt gras, da, asta e greșit. Eu cred că ar trebui să ne fie și frică să vorbim de rău pe Vadim. De exemplu, eu dacă aș fi spus ceva de rău de Vadim, știi ce aș fi răspuns Vadim? Cine, bă, da, bă, ieși tu, bă, despre de mine. Corect. Deci fiecare om ține la el atât de mult și chiar și eu, că poate unii dintre dumneavoastră și își evaluează potențialul lui și ce a făcut el în viață, că se crede mai are o personalitate, are mult dintre noi. Așa că să luăm pe Vadim așa cum a fost, să luăm bunele, numai bunele, și să vorbim mai de bine. Înainte de... A fost până eu nu-i cunosc pe la exact cum spune dânsul, sunt puțini, dar să știți, eu l-am văzut și m-am întâlnit cu el de vreo 3 ori sau de 4 ori. A fost subalternul sau colegul de Nicolae Dragoș, Cărnel, bărul meu primar, și știu multe despre Vadim de la Nicolae Dragoș. Și să știți că nu e cazul să vorbim de Vadim, vă spun eu, de rău. Ce sentiment mi-a transmis mie Vadim, care l-am văzut de 3 ori în viață? Care cred că sunt și eu, ca mulți dintre dumneavoastră, așa, un român adevărat. Iertați-mi lipsa de modestie. Mie, un om versat, un om plecat afară, un om cu școală, mi-a trezit un sentiment de apărare a poporului român, de apărare a mea, a copiilor mei și mai mult. Când el ieșea, nu mai aveam nevoie să mai ies eu sau să mai spun ceva, sau mulți dintre noi. Pentru că el cuprindea totul, cum este și domnul general Chelar. El o are foarte largă și zic, apă, stai puțin, nu mă mai bag eu. E Vadim, neavără el. Nu, iertați-mă, domnul Antonescu, vreau să spun ce ciudat. A spus, nu, iertați-mă, că am vrut să vă întreb, dar nu mi-am permis. A zice, domnule, ciudat, zice, când am cunoscut, bănuiesc că s-a fost un prieten. Dar, ciudat, dar el ne-a transmis ceva, care dacă este în sufletul nostru și este nu multă, este în multă lume pe care nu-i cunoaștem noi, dar să știți că sentimentul ăsta de care ați vorbit de azi cu patriotism și așa mai departe, ăsta vine din genă, vine de la străbunii noștri care au luptat să existăm noi aici, îl ai în inimă, în suflet, vorbești cu pasiune și îți apere țara, îți apere valorile naționale și îți apere însemnele naționale. De ce sunt eu aici? Sunt aici pentru că Vadim, vă spun cu certitudine atât că știu eu, din aceleași motive pentru care te ducem la Eminescu, să punem cu flori, la același motiv pentru care ne ducem la marile valori naționale să ne închinăm odată pas sau când suntem, la același motiv care mergem la, cu armata română să cinstim eroii patriei care s-au jertfit de-a lungul timpului ca noi să fim aici în momentele astea acum și așa mai departe. Ăsta e sentimentul pe care mi l-a transmis mie Vadim. Și în această direcție, ca să nu mai polemizăm, că nu sunt eu cel mai potrivit să emidioscolog sau vadimolog, să intru eu. Avem oameni de mare cultură. Eu sunt mai spontan așa, mai dintr-o bucată. V-am pregătit azi un material și dați-mi voie, să am cursivitate, nu din cauza că n-aș putea să vorbesc, pot vorbi până mâine. Dar să aibă sens întâlnirea noastră de astăzi, să nu plecăm ca data trecută. Nu, stai o secundă. Dar să începem să facem polemică, să decedăm. Sensul dumneavoastră îl pierdeți. Nu, eu dați-mi voie să termin. Scuzați-mă, dar aici sunt oameni care chiar au cunoscut și care chiar au ceva de spus în urma relației directe. După aceea am zis, domnule, hai să vorbim despre Vadim. Da, un minut durează. Mai dați voie? Nici vorbim, eu și... Vă dau voie, dar... De ce sunt aici? Intrați deja într-un patetism care nu era firesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru timpul meu că am venit aici, dați-mi voie să... De ce sunt aici? Că mi-e dor de Vadim. De ce oare mi-e așa de dor de Vadim? Iată că a trecut un an de la moartea timpurie a tribunului Vadim Tudor. Îmi mențin părerea că fără Vadim și la politică din România a devenit din ce în ce mai a noastră. Aceleași jocuri de putere, cu aceleași jucători, chiar dacă între timp au mai cosmetizat echipele, a căror finalitate constă doar în dezbinarea și umilirea poporului român, jefuirea resurselor naționale și afectarea integrității țării. În conjunctura politică actuală, cu un guvern tehnocrat și ineficient, o opoziție care parcă nu știe că e opoziție și cu președinte bine mobilat, dar fără inițiativă și reacție, ne lipsește Vadim. Prin declarațiile sale fulminante, creat de rută în rândul politicienilor corupți, provocat cu tremure în procuratură, justiție și în viața social-politică. E dor de Vadim. Mă întreb, cum ar fi reacționat Vadim în vară,
când polițiștii și jandarmii români au intervenit pentru a da jos steaguri secuiesc carburat în miercurea Ciuc de către maghiari, precum și la celelalte evenimente antiromânești de sorginte maghiară. Răspund ca un patriot, mi-e dor de Vadim. Cum ar fi reacționat el în zilele trecute când ambasadorul american Hans Krem s-a fotografiat din politețe în tinere de rigoare, cum spune americanul, cu steagul secuiesc? Doar el cunoștea această problemă a politicii interne românești. Parteneriatul strategic SUA România încurajează oare și mișcările separatiste din miercurea Ciuc? Dar cu vizele românești pentru SUA cum rămâne după ce România numai că nu s-a prostituat față de SUA? Mi-e foarte dor de carisma și atitudinea patriotii revoluționară a lui Vadim Tudor. Urmărim în ultima perioadă cum cei mai mari aleși ai poporului se prindă pe la DNA, cum pușcăria și pușcăria din participă la dezbateri politice, cum ies din închisori condiționați infractorii și apoi fac chefuri ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, iar sabia lui Damocles n-ar fi răsupra capului lor. Aceștia au avut sub sechestru, dar neconfiscate și duc o viață de huzur. Ne întrebăm, cum mai au acces la banii curați? La toate acestea, reacțiile mass media și ale așa ziselor personalități românești lipsesc aproape total. Iată de ce mi-e foarte dor de Vadim. În ultimul an de la plecarea lui Vadim, urmărim siderați cum ne-a fost furată țara de către străini, în strânsă legătură cu interlop români, organizat în grupuri de interese economice și politice, la cel mai înalt nivel și culmea împreună cu unii dintre reprezentanții și șefii celor mai importante instituții vitale ale statului român, cu atribuții de apărare a intereselor naționale. Câtă dreptate a avut vizionarul Vadim? Ce fac serviciile secrete responsabile cu apărarea interesului național, a securității și integrității teritoriale ale României? Mi-e tare dor de el. Pe bună dreptate, să știți. Suntem în preajma alegerilor parlamentare, după un an economic catastrofal, gestionat de un guvern tehnocrat și incapabil, impus și controlat de Bruxelles, acceptat din păcate de toate partidele politice și care nu are legitimitate politică, răspunde de niciun fel și nici respect pentru poporul român și țara noastră. În mod logic, ne pune problema ce se întâmplă cu noi și ce s-ar fi întâmplat dacă Vadim trăia această tragedie națională. Ce ne-ar fi spus și cum ar fi acționat el? Vor avea talentul, previziunea și acuitatea minții lui Vadim. Putem numi numai să ne imaginăm că tribunul i-ar fi spulberat pe toți, în frunte cu ambasadorul american și poate, în mod figurativ, i-ar fi spus uraș și dat pe răzătoare, cum ne spunea Arghezi. Cu siguranță, Vadim ar fi pus în vârful politicii românești idealul național al reîntregirii României și ar fi distrus definitiv actualele tendințe de disoluție a României, de ignorare a Moldovei, teritoriul românesc și de împărțirea țării în trei regiuni, așa cum ne informează unii politicieni despre acest plan diabolic. Oare cine l-a conceput și îl susține? Este lent de înțeles. Pentru a nu lungi prea mult acest moment frumos, după un an de zile de la dispariția lui Vadim, e deja prea în zilea lui, pentru Vadim al nostru, concluzionăm că dacă azi tribunul lipsește puțin, mergând să-l slujească cu credință pe Dumnezeu, cu modestele noastre posibilități, noi ar trebui să-i luăm locul, dar nu numai vociferând și condamnând, ci și acționând concret și eficient, așa cum făcea el, cu gândul la tribun și la Dumnezeul nostru. Și dacă, într-adevăr, chiar dacă repetăm o chestiune asta, mi-am propus, dar a luat pe amacul domnul Marinescu, în sensul cuvintelor pe care vi le-am adresat din inimă, vă mai rog încă o dată să mai păstrăm un moment și din partea mea de reculege pentru marele nostru Vadim, dacă îl iubiți și îl cinstiți așa cum simt eu. Vă rog, dacă doriți să mai cinstim încă o dată. Îl cinstim, dar nu până asemenea texte care nu și-aveau rostul și pe care, cum să vă spun, în prezența vă mulțumesc, vă mulțumesc, mă retrag, pentru că vă cunosc. Mulțumesc. M-am venit să-l cinstesc, vă Vadim. Vă rog, vă rog. În altă parte. Da. Îmi cer scuze, stimați invitați, asta este, se întâmplă și... Păi, dar a fost un... Nu, deci... Eu cred că omul ăsta a rugat la un material... Eu cred că nu-i bine să ne depășim atribuțiile. Haideți să... Domnul general, vă rog. Crezut pe rea grea pe mine, acum se repede și asta asta între dumneavoastră și... Dar oricum... No, am citat insistențelor domnului Lăcătuș de a-l invita. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru invitație. Mă bucur că revăd unii oameni, sau majoritatea, nu unii, chiar vasi majoritatea, celor care încearcă să-și întrețină neuronul amintirii, măcar prin asemenea gesturi, nu spunem, ca să fiu un domnul ăsta, nu omagiale, ci de smerită și bună aducere aminte. Îmi ordonez intervenția doar în trei paliere. 1. Nu suntem în măsură, absolut niciunul aici și nici în afară,
de a da verdicte și a face crochiul profilului lui Vadim Tudor. Sunt îndreptățit de Sfânta Carte, așa cum spune Ecleziastul, nu judeca pentru a nu fi judecat. Nu pentru că n-am puterea, ci pentru că n-am căderea. În al doilea rând, Vadim Multiplexul a intrat în conștiința neamului românesc prin combatanța lui, prin omul cetății. De la Saturnalii, prima formă de atitudine, și terminând cu pamfletul politic și discursul public neiertător, este om al cetății. Ori și Achilles a fost un nemernic în viața privată. Prometeu, până să ia focul, a fost un pederast. Poți să continui cu exemplele relației între muritor și nemuritor. Era în grec, era doar... Iar în momentul în care... Nu e loc de glumă. Eu chiar sunt grav acum. Iar în momentul în care... Dacă vreți, facem o șezătoare și schimbăm noțiunea. Este un moment de comemorare, nu a memoriei, ci a unui simbol al omului cetății. Ce am avut de spus, din adâncul inimii mele, într-o spontaneitate care a tras o subvedere de represalii publice, am spus exact la căpătului, la cimitir. Cine a fost acolo și aduce aminte. Dar nu despre asta e vorba. A face exact acest moment este tocmai prin osul nostru, sau dacă vreți, exercițiul nostru, dar ne opune cele mai cumplite boli românești. Uitarea. Uitarea de sine, lepădarea de sine și ne lepădăm tocmai de cei care s-au jertfit pentru noi. Făceam o comparație între Adrian Păunescu, alt mare orator, în același parlament, împreună cu Vadim. S-a dus Păunescu, îi duce flaca lui Păunescu, Ana Maria. A plecat Vadim, îi duce România Mare, copilul ăsta din față, da? Se pare că femeile sunt mult mai bărbate în ziua de astăzi decât bărbații care tot mai des se înfemeiază. Și știm noi cum. Din punctul ăsta de vedere, prezența mea aici a venit de pe drum. Acum două zile am sosit. Bunul meu, îi spun prieten și camarad de luptă, domnul Stănchescu este aici. Venim de la Țevea. Lipsea de pe profilul bisericii acel om înalt, îmbrăcat în alb, cu care ieșeam de la rugăciune. Eram singurii care veneam la 8:30 și participam la slujbă în integrum. Iată de unde venea puterea. Dintr-o credință profundă, dintr-o relație spirit-om-popor, care nu poate fi niciodată mistificată și nu poate fi interpretată de oricine. Pentru că, dragă Dragoș, când ai intrat în memoria poporului, nu te mai poate nimeni scoate din panteonul de aur al neutrării. Poate să facă antiromânii ce-or face. Vadim este simbolul, și aici mă întorc, simbolul acut, care este mai necesar ca orice când, al luptei împotriva antiromânismului. A fost cel mai mare luptător împotriva antiromânismului, indiferent care a fost sursa acestui antiromânism. Cu mijloacele lui. Nu discutăm mijloacele mai puțin elegante sau mai mult literare. A ne adunat pentru al omenii cu P în față, pe Vadim în sensul existenței sale ca viu printre noi, este foarte simplu de înțeles, căci morți sunt nu cei plecați dinspre noi pe care îi pomenim întuna, ci morți sunt cei dintre noi vii, despre care nu se vorbește nimic, datorită modului nostru de a fi moluscă. Iertat să fie cuvântul, dar cum Adim mă cunosc în 86, de când a luat Steaua, a fost campioană, eu răspundeam atunci într-un fel de club, și pe Vadim excentricul, pe Vadim exoticul, pe Vadim profundul,
pe filozoful Vadim, poezia sa profundă, extraordinară, pe Vadim oportunistul, să-l judece cei care atacă aceste probleme. Eu sunt aici pentru a mă sprijini și a mă adăpa încă o dată de această arteziană, de această țâșnitoare de foc viu, care a însemnat simbolul românismului și apărării națiunii române de toate progeniturile, chiar cu numele care îl poartă nouă, ce au dus în această stârpizenie socială. E foarte simplu să găsești fel de fel de defecte. Nu e vorba de scuzați-mă că vă întrerup, pentru că discursul dumneavoastră a atins niște zone pe care, mă rog, a încercat să le atingă antevorbitor. Diferența în afară de cultură, diferența imensă de cultură între dumneavoastră și antevorbitor, este că la dumneavoastră e o chestiune de credință și o chestiune de sinceritate. Ori eu ceea ce aș vrea să decupez din jurul lui Vadim sunt tocmai aceste apariții, nu mă știu să numesc ipocrite. Ceva, pentru că sunt m-am săturat de ipocrizie și m-am săturat de complexe. Deci, discrepante. Încă o dată, de acord, dar dacă sunt sincere, nu dacă sunt ipocrite și prilejuite de anumite momente în care se nu știu. Deci asta, vă rog, reveniți mai apropo de... Nici nu vreau să iau cuvântul, pentru că memotehnica mea îmi permite să am asemenea soliloquii în care să mă satisfacă în relația mea directă cu el. Aici n-am venit să vă spun discuțiile noastre de taină. N-am să vă spun niciodată cum am gândit să ducem pe mai departe elementul intim de combatere a unor acțiuni direct dușmănoase în această țară. Lucrurile mari nu se fac răcnind de pe vârful de munte, nici bătând tobele și tingirile în mijlocul străzii. Și Vadim a avut această putere de a capta, de a menține un echilibru între ceea ce putea fi spus și ceea ce putea fi făcut. Când lipsa sa de putere fizică, în Parlament sau în altă parte, îi producea frustrarea maximă, se revărsa într-un torent în România Mare. Acolo, spusele mai puțin sau mai mult înțelese de către unii, veneau dintr-o realitate subterană care a dus la România de astăzi. Vadim a fost nu un vizionar, ci un om foarte bine informat, iubit în profunzime de adevărații patrioți nerostiți. Și nu există un patriot sau mai mult sau mai puțin patriot. Lucrul acesta l-a spus cineva, cred că iar dumneavoastră, problematica este de a te pune în slujba cetății. Iar Vadim cu mijloacele sale, în care rolul fundamental a fost inteligența creativă, nu cea speculativă sau mimetică. El a fost cel care și-a pus întreaga sa personalitate în viață și s-a scurs, a ars ca într-un creuzet viu, cu credință pentru națiunea română. El n-a fost președintele Partidului România Mare, că a vrut el să fie mai altfel decât ceilalți, să o facă pe șmecherul politica românească. El a făcut treaba asta dintr-o profundă preasmă de termen, că n-am cum, că sunt destui șmecheri în politica românească, care preiau pe idee de aceasta aparent națională, naționalistă, o bagă în paiete, o îmbobonează așa și se dau deja mari făcători și apărători ai națiunii. Nu! Sunt goi pe dinăuntru. Dacă te uiți prin ei și le faci un X-ray, așa o radiografie, nu vezi decât rumeguș. Unde-i crucea credinței? Ori îl credea. Și de aceea, niciodată n-ați auzit de la mine un cuvânt rostit împotriva lui Vadim, poate avem o mie și una de motive. N-am înțeles să facă uriașa alianță pe care am cerut-o în 2004 între PNR și PNR. Când trebuia să facem această uniune națională. Cineva i-a șoptit într-o ureche și a spus, nu este bine. Veniți câte unul așa și intrați toți la mine. A fost un afront și a spus, bine, Cornele, acest lucru nu se poate, ne strângem mâna prietenește, nu trebuie să ne și urâm. Dacă nu ne înțelegem, asta nu înseamnă că să ne și urâm. Și de aceea am rămas profund prieten la toate acțiunile pe care le-am susținut ca atare. Venim de la Țevea. Și o spun încă o dată. Ați citit, probabil, în presă scrisoarea de răspuns a domnului Stăchescu sau, dacă vreți, scrisoarea de forță către domnul Claus Iohannis
Werner, pe care eu mi l-aș fi dorit să-l cheme Claudiu Ionescu. Să sune ca, ca lumea, nu ca dracu. Domnul Stănchescu a făcut marșul național. Din locul de naștere până la ția pe jos. Și acum are tălpile arse și însângerate. 110 km pe jos. Am memorat și oamenii mari ai aceste țepturi care și mai. Am făcut pomelnicul nostru. Că dacă pâlpeie candela la Putna, cade în doliu frunza gorundului și plâng oasele lui Mihai Bodă Viteazul la Plăbiceni. Întreb eu, cine mai stă de veche la torța neamului? Vadim a fost torță. Place, nu vă place, n-aveți decât. Vadim a fost torță. Este torță. Și în, în sensul nemuririi, el trebuie să rămână torța simbolică pe care să o țină ceva fizic, să o aducă mai departe. De aceea am venit aici. Fizic. Eu n-am venit să ne vedem neapărat, să ne congratulăm și să ne auzim. Sunt sătul de câte ori mă aud în discursuri. Nu-mi place mie să mă îndrăgostesc de mine. Nu sunt... Apropo, e o formă metaforică. Am venit pentru că e o obligație intelectuală, în primul rând, față de marele om spiritual, Vadim. Am venit pentru marele om apărător de cetate românească, de limbă și cultură românească care e bajocorită și de marele tribun care a spus nu. Era singurul care a învățat să spună nu în această țară. Când de da, au zis toți. Este firesc. Vadim trebuie trecut și într-o notă de firesc. E firesc pentru dumneavoastră să vorbiți așa cum vorbiți, pentru că vorbiți din inimă și din profesie. Și din profesia, nu știu, care v-a adus-o destinul. E firesc pentru Marinescu, Marius Marinescu, pentru că el iubește ca și Vadim un segment al personalității lui Vadim. E firesc pentru Antonescu să vorbească așa, pentru că de asemenea Antonescu era iubit de Vadim pentru aceasta. Înțelegeți? Vadim a fost un om năstrușnic altfel. A fost plin de tot felul de contradicții de care vorbește Mihai. Și pe care le cunoaștem și le iubim toți. Vadim a fost și cel cu care a lucrat domnul Stănchescu în tinerețe și chiar aș vrea să vorbească despre acest cel mai bine colaborator al lui. Și despre Eminescu categoric. S-a vorbit pentru prima oară după 10 ani. Exact. Da? Nu. Nu, nu. Nu. Într-un mod... Prima ediție apare la... cât? La 3 ani după moartea lui. Nu ediție, e vorba de omagirea lui și preapărația primului gust. Vreau să vă deci, un tip vieții apare ediția lui Titu Maiorescu. Nu, 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 vorbesc de primul bust, dar 1909 și de-abia cel de pe malul mării 1934. M-am ocupat ca atare. Dar, dacă la un an de zile cum e acum, Liga Culturală Română a făcut cele două busturi a lui Păunescu la Craiova și la Bârca. I-a ridicat bustul la 1 decembrie, atunci, în anul următor, pe Alea Scriitorilor de Alba Iulia, a lui Păunescu. Iar maestrul Înțeală i-a pus bustul în parc aici. I-am ridicat bustul și l-am dus pe spate și l-am dus pe Alea Scriitorilor la Chișinău. Oare... nu credeți că trebuie să facem același lucru și pentru Vadim? Asta este problema. De ce? Vreau să le punem aceste statui, simbol, să se lovească de ei toți mișeii și când s-o vedea să-și facă cruce cu limba în gură. Asta este problema. Deci de aceea trebuie să ținem simbolurile aprinse și să le punem exact în calea nevălitorilor. Că asta au reprezentat. Rugul aprins. Bun, haideți. Eu mă bucură ca statuia lui Vadim să zâmbesc un pic. Adică să nu fie așa de marțială. Hai să facem o scurtă pauză. Aia era așezătoare, vin, mă anunțați, facem ce epigrame, facem ce vreau. La un an de zile, la plecarea... Domnule, scuzați-mă, ați fost în biroul la Vadim, la Casa Scânteii? Da, cum să? Bun, ce era pe un perete? Nu de vă spun eu, era o colecție impresionantă de icoane. Ce era pe peretele de vis-a-vis? O colecție impresionantă de femei frumoase. Ăsta era Vadim, Biblia și pușca. Trebuie să-l acceptăm în ambele feluri. Eu zic să vă rezervați pentru studii critice. Păi, scuzați-mă, dar nu, dar vorbim cinstit. Ați amintit de un om
înseamnă de a vorbi așa cum îi plăcea și lui să vorbească. Și într-un diez, și într-un bemol, da? Și într-un major, și într-un minor. În toate... Dar eu am pus într-o octavă gravă. Acum aș fi vrut să acceptați ca atare, pentru că suntem... Hai să facem o scurtă pauză, să servim câte ceva și să reluăm discuția imediat pe 10 minute, da? 10 minute, dacă... Păi nu, vreau neapărat. Nu, mai stați.